Bună ziua tuturor! Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre de a participa la această conferință de presă. Ne-am reunit astăzi alături de doamna președinte a Asociației Prietenii de Lângă Tine, doamna Mariana Mitroi, și de domnii și doamnele directori ale mai multor instituții publice de concentrate cu atribuții atât directe cât și indirecte în domeniul protecției mediului, pentru a evidenția importanța Zilei de Curățenie Națională 2022 în județul nostru, care se va desfășura în data de 17 septembrie. Inclusiv în județul Giurgiu, dorim să marcăm într-un mod deosebit această zi, prin implicarea cât mai multor voluntari în acțiunea de ecologizare, inclusiv a primarilor, care au fost invitați să mobilizeze în număr cât mai mare cetățenii localităților pe care le păstoresc, deoarece fiecare pas mic contribuie la clădirea unei societăți civilizate, capabile să asigure generațiilor viitoare un mediu înconjurător, plăcut privirii și drag sufletului. Prin intermediul dumneavoastră, al reprezentanților mass media, dorim ca mesajul nostru să ajungă la cetățeni și suntem convinși că așa va fi, în beneficiul întregii comunități. După epuizarea acestei teme, am propus, dacă dumneavoastră aveți alte subiecte de discuție, suntem la dispoziția dumneavoastră, atât eu cât și domnii și doamnele directori. Mulțumim pentru prezență și domnului președinte Dumitru Beianu. Bună ziua, vă spun și eu și vă mulțumesc că și anul acesta sunteți alături de noi, de Asociația Prieteni de Lângă Tine. Dorim ca pe 17 septembrie să organizăm Ziua Națională de Curățenie. Am început undeva în anul 2013 cu acest gen de activități. Ne-am propus să nu ne oprim, fiindcă suntem convinși că dacă ceva se oprește, este mult mai greu să repornește acest gen de activități. Partenerul nostru la nivel național este Let's Do It România, alături de care am organizat în fiecare an. Și Ziua Națională de Curățenie se marchează în țara noastră, alături de alte 190 de țări. Și toate aceste țări sunt unite într-o misiune comună, adică o lume cu mai puține deșeuri. Anul acesta, voluntarii din 34 de județe, între care și județul Giurgiu, sunt așteptați pe 17 septembrie să petreacă o zi în natură într-un scop nobil, să strângă deșeurile din natură și să petreacă o zi alături de oameni dornici să facă fapte bune. La nivel județean, parteneri instituționali sunt instituția prefectului județ Giurgiu și mulțumesc, doamne prefect, pentru susținere, Consiliul Județean Giurgiu, îi mulțumesc domnului președinte pentru susținere, Apele Române, APM, Garda de Mediu, Romsilva, Primăria Municipiului și toate primăriile din județ, instituțiile descentralizate și vă mulțumesc dumneavoastră că sunteți alături de noi, școlile, structurile mai și noi vrem să transmitem mesajul și să spunem că fiecare gest de bine poate schimba comunitatea, orașul, țara în care locuim. Ne dorim cu toții să trăim într-o țară mai curată, cu ape, munți, plaje, câmpii, fără deșeuri și le mulțumim tuturor celor care cred în misiunea noastră. Le mulțumim tuturor celor care cred în noi și aleg să ne fie alături în încercarea noastră de a păstra frumusețea naturii. Ne vedem așadar pe 17 septembrie, cât mai mulți, să arătăm că ne pasă. Natura poate fi mai curată și datorită ție. Le mulțumesc și colegilor mei din mass media, fiindcă fără ei nu am putut să ducem mesajul nostru mai departe și să arătăm faptele bune pe care noi le facem de fiecare dată. Anul acesta nu este prima activitate, însă ne dorim să nu fie nici ultima acțiune de ecologizare. Am pus în ultimii ani, datorită pandemiei, accentul mai mare pe educație ecologică. Am încercat să încercăm să îi schimbăm pe cei din jurul nostru. Am copiii care au fost cei mai receptivi, însă anul trecut cei mai mulți voluntari au fost adulții. Și de aceea sperăm ca și pe anul acesta să fie cât mai mulți. Ne-am organizat la nivel de primării, la nivel de instituții, o să primiți saci și mănuși din partea noastră. Avem undeva la 5.000 de saci și 5.000 de perechi de mănuși. Atât am putut să primim de la București. Sperăm ca primăriile, acolo unde nu vom mai putea să asigurăm, să ne ajute, ca și în anii trecuți, fiindcă anul trecut numărul voluntarilor a fost peste 5.000, deși a fost un an cu pandemie și un an în care a trebuit să respectăm niște norme mai speciale. Mizăm fiecare comunitate să fie cel puțin 100 de participanți.
Însă, din experiența la început, acum că nu mai este pandemie, școlile vor fi cele mai implicate și cel mai copiii vor fi activ. Cei mai frumoși ambasadori și cei care vor ce mai departe mesajul nostru. Da. Nu ce cantitate de deșeuri s-a strâns anul trecut? Anul trecut s-au strâns cam undeva la 5.000 de metri cub de deșeuri, foarte mult. Au fost duse la depozit. Anul acesta nu am primit încă un răspuns dacă depozitul de la Frăteș va primi gratuit. Anul trecut a existat un parteneriat, o să insistăm și astăzi și sperăm ca și în anii trecuți primările să nu fie nevoite să achite vreo taxă. Însă ceea ce pot spune este că de la an la an cantitatea de deșeuri a scăzut, cel puțin în zonele unde am acționat, iar numărul voluntarilor, cum spuneam, al celor adulți, este în creștere, ceea ce ne determină să credem că totul va fi foarte bine și de acum înainte. Să simt nevoia unei pregătiri, a unui discurs, toată lumea de la această masă înțelege foarte bine care e implicarea noastră într-un asemenea demers. Știm ce înseamnă protejarea mediului, știu teoretic cel puțin toți giurgiuzenii, de la cei mai mici și cei mai activi, cum a evidențiat doamna Troi, până la cei mai în vârstă, puțină mișcare n-ai liber, nu strică nimănui, dar și de la un asimt cetățen la instituții de top, dacă vreți, de județul Giurgiu, implicarea este cunoscută de la an la an. Faptul că mai sunt încă deșeuri aruncate necontrolat demonstrează că mai avem de lucru. Mă bucur că numărul, cantitatea și numărul obiectelor aruncate necontrolat scade de la an la an. Dar dacă o să fim la fel de convingători, ca și anul acesta, sunt sigur, lucrurile vor merge din ce în ce mai bine în ce privește protejarea mediului din județul Giurgiu și, evident, sănătatea populației. Și instituția Consultețean va participa cu toți cei care vor să facă, să desfășoare această activitate, ca toți cei de față. Dacă nu reușesc toți să vorbească, le mulțumesc eu în numele locuitorului județului Giurgiu pentru implicare. Mulțumesc mult! Implicarea gărzii de mediu în problema gestionării deșeurilor la nivelul județului Giurgiu, cred că o cunoașteți fiecare dintre dumneavoastră. În fiecare zi avem deplasări în toate localitățile din județul Giurgiu, acolo unde sunt sesizări sau verificăm modul în care UAT-urile respectă legislația cu privire la gestionarea deșeurilor. Din punctul meu de vedere, lucrurile ar trebui să fie foarte simple. Trebuie doar să înțelegem că deșeurile colectate selectiv constituie materie primă pentru anumite industrii. Și pot să spun că există firmă foarte bine dotată de prelucrare a deșeurilor de plastic în județul Buzău. Sunt firme care colectează, care prelucrează valorifică, de fapt, deșeurile de hârtie, carton la Vrancea. Sunt firme tot pentru plastic la afumați. Trebuie doar să înțelegem că aceste deșeuri colectate selectiv, pentru care cetățenii ar trebui să nu plătească, în condițiile în care primăriile și respectiv operatorul de salubritate are un parteneriat încheiat cu un OIREP, un organism de transfer de responsabilitate, aceste deșeuri ar trebui să ajungă la valorificator și să rezulte niște granule de plastic, spre exemplu din PET-uri, din deșeurile de plastic, granule din care se trag fire și se obțin hainele pe care le găsim chiar și pe site-urile de firmă. Găsim haine din astfel de deșeuri prelucrate. Poate știți că acum câțiva ani s-a introdus în legislația de mediu principiul
plătește pentru cât arunci. Aceasta este ideea. Dacă fiecare ar scoate la poartă să preia operatorul de salubritate deșeurile care reciclabile, valorificabile, așa cum am spus, care ajung la un operator și pentru care reprezintă materie primă, gândiți-vă că ar rezulta, ar rămâne o cantitate foarte mică de deșeu pentru care cetățeanul, deci persoană fizică sau persoană juridică, ar trebui să plătească foarte puțin. Trebuie doar să înțelegem lucrul acesta. Sigur că aici mai trebuie umblat un pic la educație. Deși lucrez la o instituție de forță, dacă putem să-i spunem așa, nu știu dacă este cea mai bună soluție sancționarea. Un om, dacă nu înțelege că așa trebuie să acționeze, nu știu dacă o sancțiune îl convinge să facă lucrul acesta. Așa că eu cred că trebuie schimbat un pic și modul în care oamenii, informația ajunge la oameni. Oamenii trebuie să înțeleagă și să fie, sunt motivați financiar. Asta înseamnă plătește pentru cât arunci. Asta este explicația acestei fraze. Să rămână cât mai puțin. Gândiți-vă care să ajungă la depozitul ecologic. Gândiți-vă că, spre exemplu, în mediul rural, chiar și acest puțin de deșeuri biodegradabile, ajung în curțile păsărilor. Este mult de spus despre activitatea instituției și despre unitățile care preiau aceste deșeuri. O să spun la... Da, o să revenim... Și cu siguranță eu vă propun o dezbatere pe această temă. Sigur că... Mă numesc Dumitru Marian Cătărin, sunt director executiv al Casei Județene de Pensii Giurgiu și împreună cu colegii mei vom participa la această acțiune, data de 17, la acțiunea Ziua Națională a Curățenii în Județul Giurgiu. Ne vom alătura voluntarilor din Comuna Ghimbați, ziua stabilită pentru a-i ajuta și a-i sprijini în această acțiune. Am decis să participăm la această activitate pentru a avea un județ mai curat și mai civilizat. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Magda Mărcuț, sunt directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Giurgiu. Atât prin acțiunile noastre zilnice de control în toate obiectivele din județul nostru în care noi urmărim această acțiune de gestionare a deșeurilor, atât cele medicale, cât și cele de zi cu zi, declarăm că suntem de acord, suntem deschiși acestei acțiuni și susținem această acțiune de ecologizare. Și nu numai aceasta, ca și în anii anteriori, vom fi acolo în data de 17 septembrie, în orașul Giurgiu. Bună ziua, Bicu Constantin, directorul Direcției Civice Giurgiu. Ca reprezentant al unei instituții care de-a lungul timpului a fost furnizoarea de efecte benefice asupra mediului prin activitățile de gospodărire și gestionare a fondului forestier, aș vrea să fac o referire scurtă la importanța acțiunii de conștientizare privind modul în care înțelegem fiecare să ne comportăm cu mediul. Dacă sâmbătă vom avea o evaluare punctuală, practic, în fiecare zi a anului, oricare dintre noi putem să contribuim ceva mai mult la efectele negative pe care cei din jurul nostru le aduc asupra mediului. În ultimii, practic de la declanșarea acestui proiect, am fost participanții activi, punctual, dar personal am încercat să monitorizez un anumit punct
din cadrul județului în ultimii 5 ani de zile, chiar dacă în ultimii 3 ani mi-a fost puțin mai greu, încercând să vedem care este dinamica de conștientizare prin cantitățile de deșeuri colectate din același punct, care era un punct foarte preferat, nu ocazional, ci chiar de locuitorii unei comunități care, în mod constant, prin transporturi bine organizate, aruncau gunoaiele în fond forestier. Vreau să spun că atât în zilele în care dedicate acest eveniment, dar și pe întreg parcursul anului, prin măsurile pe care le-am luat în teritoriu cu personalul silvic, cantitățile de deșeuri aruncate au început să scadă și au devenit cumva în creștere cantitățile de deșeuri inerte, ceea ce înseamnă că, de fapt, o conștientizare a populației care arunca în acel loc o sacoșă, o pungă, ceva resturi din gospodărie, acum erau generate de către, să zicem, așa zisele activității mai coordonate, industriale sau ale anumitor societăți. Și aceste cantități sunt în creștere, dovada faptului că încet, încet, prin efortul fiecăruia dintre noi, oamenii înțeleg să și au început să conștientizeze rolul nostru privind grija față de mediu, și când zic rolul nostru, nu al nostru, al instituției, ci al nostru tuturor, atât prin cantitățile pe care încet, încet le diminuează, cât și prin numărul din ce în ce mai mare de voluntari și din toate mediile, nu doar din instituțiile prezente aici, ci și din alte instituții care din diverse motive nu sunt aici, dar sunt prezenți în permanență în zonele vulnerabile. De-a lungul activității am încercat și am și reușit în multe situații proiecte de conștientizare, e adevărat, de conștientizare forestieră, dar implicit efectele asupra mediului sunt cele bine cunoscute. Punctual, împreună cu inspectoratul școlar și cu câteva școli din municipiu, în zona Bălănoaia, în permanență, sunt asemenea acțiuni care, practic, nu fac altceva decât să le arate celor care în weekend se comportă total necorespunzător în relația, practic, cu ceilalți, pentru că toate aceste acțiuni sunt, de fapt, un respect față de cei care... Și nu doar la Bălănoaia, ci și la Comana, Bolintin... Și nu doar la Bălănoaia, dar mă referam la cei din municipiu. Pentru sâmbătă știu că v-ați organizat foarte bine, ne-a stat și... Pentru sâmbătă avem deja în teritoriu aceiași oameni care an de an se ocupă de această activitate în permanență, iar în zilele stabilite de organizatori suntem cu toate forțele în punctele cele mai vulnerabile. Din păcate, fondul forestier a început să fie în ultima perioadă zonele în care se aruncă din ce în ce mai multe resturi, pentru că în celelalte zone, respectiv limitrofe localităților, agricultura este atât de agresivă încât a împins gunoaiele în fondul forestier. Suntem acolo, sunt în scădere, sperăm ca prin aceste evenimente și poate nu numai în luna septembrie, pentru că este deja declarat aproape constant luna septembrie acestor evenimente, poate că reușim în județul Giurgiu și în alte perioade ale anului să facem asemenea evenimente și cu sprijinul presei să încercăm să conștientizăm pe fiecare dintre cei care nu sunt aici, pentru că noi care suntem aici, clar că avem același obiectiv. Dogarul Nicolae este numele meu, reprezint astăzi inspiratul școlar județean Giurgiu. Încă de la demararea acestei acțiuni a lui Let's Do It România,
împreună cu asociația de lângă tine, inspiratul școlar, împreună cu unitățile școlare, an de an au colaborat. Am avut acțiuni împreună și cu alte instituții județene, cu Garda de Mediu, cu cu direcția silvică. Am participat împreună și cu primăria la foarte multe acțiuni pe malul canalului Plantelor, la pădurea Bălănoaia. În același timp, în fiecare școală, în fiecare an, responsabili cu atitudini extrașcolare participă periodic în fiecare școală. Am amenajat locuri speciale de colectare a deșeurilor, hârtie, plastic, sticlă, astfel încât să conștientizăm în rândul elevilor această educație ecologică și să-i convingem că împreună, conștientizând acest aspect, vor trăi într-o lume mai curată și mai bună. De asemenea, apreciez că este astăzi aici mass media, o colegă de la masă, doamna directorul de la Garda de Mediu, spunea că s-ar putea să se impună unele măsuri coercitive. Știu că educația nu începe în școli, începe în familie. Și atunci, cred că împreună, dumneavoastră, cu noi și cu ceilalte instituții abilitate, să creăm un set de măsuri, să anunțăm, probabil, în mass media o serie de măsuri coercitive, probabil că vom atinge acest obiectiv al educației, acela de a păstra natura, și împreună cred că vom putea să atingem acest punct sensibil al educației. Am avut acum câteva zile o discuție cu domnul primar, care nu că se plângea, dar atrăgea atenția că rosarul, cel care strânge gunoiul menajer, este depășit de foarte multe gunoaie care se aruncă lângă containere, lângă coșurile de gunoi. Și cred că împreună cu poliția locală, împreună cu organismele abilitate, am putea să stabilim o serie de măsuri coercitive, dar să le și aplicăm. Probabil că numai așa românul va înțelege că trebuie să ajute natura. Mesajul primit din partea școlilor este unul pozitiv. Vă spun că foarte multe școli ne-au anunțat deja participarea și... Da, pe 17 vom fi prezenți împreună cu fiecare școală. Am zis să părim din zona Kaufland. Acolo o să stabilim împreună aceste detalii și le vom la fel de municipiu. Sunt Virgil Peia, reprezint AJUFM Giurgiu. Instituția noastră respectivă, AJUFM Giurgiu, nu are atribuții directe în ceea ce privește protecția mediului, dar ca de fiecare dată la fiecare activitate, în fiecare an, ne-am organizat pentru această activitate prin voluntariatul pe care l-am adus. Ce pot să spun? Pot să îndemn cetățenii orașului Giurgiu să se organizeze și să participe la curățenia în jurul instituțiilor care își desfășoară activitatea, în jurul blocurilor. Ce pot să spun este că această acțiune nu este necesară numai pentru a strânge gunoaiele. Trebuie să menținem în continuare curățenia, pentru că un mediu curat reprezintă o sănătate curată. Cu toții suntem ambasadori. Este Daniel Ivan, reprezintă Agenția de Plăci și Intervenții pentru Agricultură Giurgiu și în data de 17 septembrie voi fi împreună cu colegii mei, atât în municipiul Giurgiu, cât și în centrele locale, acolo unde APIA își desfășoară activitatea, respectiv Bolintin Vale, Pomana, Hotarele și Valea Plopilor. Și vreau să îndemn pe giurgiuveni să participe la această acțiune și vreau să spun un slogan. Până la urmă, viitorul este în mâinile noastre. Așa că îi îndemn pe toți giurgiuvenii să participe la acest eveniment. Mulțumesc! Este numele meu și reprezint Agenția pentru Protecția Mediului din Giurgiu. Let's Do It a devenit deja o tradiție și evident că, având componentă de mediu, Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu va fi prezentă alături de echipa Let's Do It. Și ce pot să spun... Este regretabil faptul că avem de strâns gunoaie.
aș marșa mai mult pentru educație ecologică, ceea ce de altfel și noi facem în cadrul instituției noastre, pentru că, așa cum este și în sănătate, este mai bine să previi decât să tratezi. Dar probabil că va mai trece o perioadă destul de lungă de timp până când vom fi suficient de conștienți că de sănătatea mediului depinde sănătatea noastră. Director executiv la Agenția de Plăți și Inspecție Socială Giurgiu, ne alăturăm și noi inițiativei asociației și partenerilor prin voluntari din cadrul instituției care vor participa în data de 17 și am și lansat o provocare pentru cei din instituția noastră să vină împreună cu un prieten. Ceea ce întâmplă și pe ceilalți. Mulțumesc! Este Daria Andrei Victor, sunt director executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din județul Giurgiu. Încă de la începutul conferinței doresc să vă comunic faptul că Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu este alături de organizatorii acestui proiect, participând activ alături de aceștia ori de câte ori au loc astfel de acțiuni, scopul final fiind pe de o parte protejarea sănătății populației, iar pe de altă parte protejarea mediului înconjurător de acțiunea foarte nocivă a deșeurilor de orice natură asupra acestuia. Asigurarea unui mediu curat, fără deșeuri, are implicații deosebit de favorabile în zootehnie și industria alimentară, acești factori fiind în strânsă legătură. O hrană corespunzătoare și calitativă se obține de la animale și plante sănătoase, crescute în condiții optime din punct de vedere al calității mediului ambient. În acest sens, instituția noastră are în derulare parteneriate cu diferite instituții de învățământ, unde încercăm să conștientizăm tinerii noștri asupra importanței păstrării acestui circuit pentru asigurarea unui viitor cât mai promițător. Prin activitatea profesională a colegilor mei, instituția noastră contribuie în limitele de competență la depistarea produselor neconforme, a deșeurilor de origine animală rezultate în procesul tehnologic sau aruncate în natură și dirijarea acestora către unitățile specializate în neutralizarea lor. Bună ziua! Numele meu este Voivozanu Ionuț Ilie, sunt comisarul șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Giurgiu și vă aduc la cunoștință în urma discuțiilor colegii mei. Sprijinim acest proiect pentru ecologizare. Astfel, vom fi prezenți la data stabilită de către prin acțiunea Let's Do It România.